ați venit la vloguleț. Domnule, o foame, că am exagerat astăzi cu ora mesei. Vreau să vă spun că e ora 5. E nenatural de târziu pentru masa noastră, dar uneori mai e și job și na, trebuie să ții pasul. Să trăiți, bine ați venit la vloguleț. Astăzi, dincolo de activitățile rutinare, așa cum v-am obișnuit, mai ales în această lună cu acest program de îngrijire personală, vreau să vă mai vorbesc despre ceva. Și anume, despre impactul inteligenței artificiale la locul de muncă. Până una alta, să vorbim de mâncare și ce gătim astăzi. Deci Doru astăzi a dorit cu mult patos acești ficăței pe care îi voi face pentru el în tigaie. Puținând, punem ficăței, știți, se lasă la înăbușit un pic, se semiprăjesc așa și se servesc cu sare numai bun. Dar o să vedeți oricum pas cu pas cum stau lucrurile. El a zis că o să-și facă și o salată și lângă vrea de asemenea și niște sparanghel. Deci astăzi putem spune că a fost creativ. Îmi voi face și o salată care va avea avocado, pui, castravete și vreau să folosesc și din baconul pe care l-am făcut ieri. L-am lăsat aici la răcit și a fost extraordinar de bun. Bacon, panceta, oricum s-ar numi așa subțire, îmi place atât de mult și se face atât de repede și o să optez pentru niște creme fresh din aceasta care va folosi, o voi folosi așa pe post de, nu aș fi mult spus, dressing, sos. Mai degrabă o voi pune acolo lângă și va fi foarte utilă. Mie îmi place foarte mult. Îmi place să o mănânc așa cu lingura, dar trebuie să fim atenți că nici prea multă nu-i prea bună. Pe mine o să mă vedeți aici pe fundal gospodorind și făcând mâncare, pentru că inteligența artificială pentru a face lucrurile astea încă nu există, slavă Domnului, încă le fac eu. Așa că, Doru, ai cuvântul. Cel mai des primesc întrebarea, oare inteligența artificială îmi va lua locul la muncă, mă va face pe mine redundant? Și întotdeauna eu răspund nu foarte precaut, ci destul de brutal și destul de direct. Iar răspunsul este, locul nu ți-l va lua, dar o parte dintre activitățile tale vor deveni redundante. Și asta mi-am spus și eu de fiecare dată. Care este avantajul folosirii tuturor programelor acestea ajutătoare? Păi avantajul este că toate sarcinile acelea care sunt neînsemnate și plictisitoare și poate că iau foarte mult timp, pot fi făcute mult mai repede și culmea, nu le faci tu, ci doar beneficiezi de rezultate. Și asta ar trebui să ne ducă într-un singur punct, în punctul în care să ne gândim că trebuie continuu să ne îmbunătățim aptitudinile și să prevedem ceea ce poate fi făcut de o mașină și să împingem ușor către mașină acele lucruri și să vedem ce putem face noi altceva nou. Asta înseamnă o reinventare continuă. Nu știu cum sunteți voi, dar din generația mea nu prea am fost educați în sfera aia în care să ne perfecționăm continuu. Continuu să căutăm ce putem să aducem nou în joburile noastre. Dimpotrivă, am fost educați taman invers. Și anume, ăsta e jobul tău, aici ai de înfiletat șuruburi, ăsta e bancul tău de lucru, stai aici la bancul tău de lucru și înfiletezi șuruburi până la sfârșitul zilei. Tipul ăsta de abordare, din păcate, nu e foarte constructiv, cel puțin nu dacă vrei să progresezi. Profesional, desigur. Poate fi potrivit pentru anumite categorii de oameni sau pentru cine are alte interese. De exemplu, un job temporar, din punctul ăsta de vedere, e perfect, vă dați seama. În 2019 lucram pentru o companie care se ocupa exact cu treaba asta. Foloseau ceea ce astăzi nouă ni se pare la botul calului, tehnologii de tipul ChatGPT sau Claude AI, pentru a procesa informație foarte multă. Erau capabili să preia foarte multă informație și să o proceseze într-un anume fel pentru a obține un anumit tip de outcome. Să vă spun drept, nu am văzut la momentul acela că urmează o astfel de revoluție. Însă ne-am dat seama că e timpul să progresez. La momentul acela eram senior software engineer și mi-am spus că e timpul să merg către tech lead și mai apoi către management. Sunt conștient, am fost dintotdeauna conștient, că nu o să pot să țin pasul cu tehnologia în plinătatea ei. Da, o să știu un anumit segment, probabil că segmentul ăla îl voi ști foarte bine, dar când e vorba de imaginea de ansamblu a tehnologiei, aici este foarte greu de ținut pasul astăzi, pentru că tu ești unul, cel care înveți și încerci să ții pasul cu toată tehnologia care este construită de atât de mulți oameni și mai ales de atât de mulți bani. Am văzut acum câteva zile o chestie foarte interesantă. Cineva a decis să facă un calcul despre cât costă realmente să folosești AI-ul care este disponibil pe piață pentru a
efectua diverse task-uri. Și pentru fiecare prompt, cum se numește, pe care îl trimiți și îi spui ce să facă și clarifici cu el, ăla costă un pic, atât cât trimiți și când primești. A 10-a parte dintr-un ban, ceva de genul ăsta, dar ele se adună. Una peste alta se adună în funcție de nevoia puterii de procesare. Foarte interesant acest experiment, pentru că s-a concluzionat că la sfârșitul lunii, după ce s-au folosit aceste mașinării în mod intens, un om ar fi fost mai ieftin de plătit decât costul agregat al tuturor operațiunilor cerute. E foarte interesant pentru că dacă astăzi suntem în postura asta, eu cred că nu mâine, dar sigur poimâine, nu vom mai fi în postura asta. Cu siguranță va fi mult mai ieftin și mult mai eficient să folosim pentru foarte multe dintre sarcinile noastre inteligența artificială. Companiile caută să introducă inteligența artificială nu pentru a înlocui oamenii, ci pentru a se asigura de acuratețea informației. Vor să aibă o predictibilitate cât mai mare, cu informație cât mai puțină, mizând foarte mult pe trenduri și pe experiență. Lucrurile astea sunt ușor de agregat așa, la prima impresie, dar când e vorba de large scale, lucrurile se complică fundamental. Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că nu ar trebui sub nicio formă să ne temem de nimic ceea ce înseamnă inteligența artificială, ci dimpotrivă ar trebui să îmbrățișăm și să vedem cum putem să folosim asta în fiecare zi în avantajul nostru direct. Dacă poate să automatizeze rutina ta zilnică cu ceva, chiar dacă sunt doar două aspecte ale vieții, nu va face decât să vină în ajutorul nostru. Teza mea este că inteligența artificială vine să augmenteze viața. Nici de cum să o încurce. Am vrut să ridic la fileul conversației, așa cum mai fac uneori aici pe canal, chestia asta. Poate aveți și voi idei și ați vrea să o dezbatem în comentarii. Chiar mi-ar plăcea să aud impresii și, dincolo de credințele personale, ce fel de impact are direct asupra voastră? Dom'le, nu știu cum poți tu să discuți și să dezbați subiecte atât de grele când ai stomacul gol, că e pe mine nici inteligența naturală nu mă mai ajută, ai artificială, nici nu mai zic. Între timp eu am pus ficăței la făcut, am tocat aici niște castravete, puțin avocado, acum mărunțesc foarte frumos așa aceste felii de bacon. Și urmează să pun aici și niște pui. Chiar mă gândeam, uitându-mă la bacon ăsta, că e cam multicel. Îl mănânc și dragi. Nu știu când, nu, că pun, cum să zic, baconul sigur îl mănânc. Am îndoieli în privința puiului însă. Că știu că ai luat, i-am zis să ia două și ai luat patru? M-a trimis Delia la Morrisons. Du-te neapărat, i-am și mie un avocado, pentru că nu mai am decât o jumătate, și ceva de pui, ai zis, din galantar. Sigur că nu i-am luat piept, pentru că știu că nu-i place pieptul, și atunci am luat niște ciocănele, cred că așa se numesc, ciocănele. Ciocănele. Sigur că am luat patru, pentru că ele se vând câte patru deodată și costă 1,39. Uite, aici mai sunt două. Da, lasă-le deoparte, că le mâncăm noi, îți dai seama. Dacă nu astăzi, mâine e o zi frumoasă. Le-au făcut așa, cât să nu ardă prea mult gaz, nu? Nu le-au lăsat să se prăjească ca lumea. Ele sunt făcute în rotisor, că noi le cumpărăm din Morrisons, de acolo, de unde se fac pui rotisați, ei fac la cuptor și ciocănele, tot felul de pulpe de pui, piepți. Pentru că aveam eu senzația că n-am destul bacon, dar uitându-mă aici, acum văd că am destul, așa că voi adăuga doar puțin pui, așa, acum că tot l-ai când cumpărat. Când spui carne de pui, orice, mai puțin piept. Ai tu ce ai cu pieptul de pui, că e prea place, uscat, domne, nu? Nu-mi place, domne, e... Îți place lași... pieptul de porc, zi adevărul. Nici, e bineînțeles, nici nu-l aș include la categoria carne. Ideea e că astăzi vreau să-mi fac pork belly. Noi l-am cumpărat acum vreo două zile, l-am pus în frigider, dar nu am fost atenți la data de expirare. Și ne-am trezit astăzi că este expirat. Și de aceea, când am fost la Morrisons, am luat pentru Delia puiul și eu mi-am luat ficat, pentru că nu mi-a plăcut ce pork belly am găsit în galantar acolo. Dar știi că salata asta ta, ea pare că e simplă, dar va fi foarte greu să o termin. Este simplă, dar în același timp complicată. Foarte sățioasă, pentru că ai pus aici un avocado întreg, atâta pui, ai castravetele la, poate o mai salvează un pic. S-o răcorească și acum urmează să pun niște frunze și dacă ați văzut vreo gulețul de ieri, ați văzut că am învins și că am trecut cu brio proba de foc, în care toată lumea avea câte o pițoaie, că alea nu erau pizza, alea erau niște pițoaie, câte o pițoaie în față, venea așa, mai adia vântul și mai venea câte o pală așa de miros din ăla de blat extraordinar. Și eu am mâncat o salată cu burrata și spre surpriza mea, acolo puteai să-ți adaugi chestii pe care n-am văzut-o de acasă, puteai să-ți adaugi tot felul de extrauri. Salam italienesc, prosciutto și mortadela, care este preferata mea și am rugat-o pe tanti să-mi adauge și mie câteva filiuțe de mortadela, subțirele așa, că îmi place să mănânc mortadela de nu mai pot.
Și combinația aceea de burata cu frunze și cu mortadela, extraordinar. Știi ce este pentru mine mortadela? Parizerul italianului. Păi dar e un pariser superior pentru care are fistic. Crezi? Da, păi are prin el fistic. Al nostru are cioc și unghi. Mai superior de atât, iartă-mi exprimarea. Just, al nostru are cioc și unghii, poate că al nostru este mai bio decât al lor, nu? Stai, tovarășa, să vedem și noi ce se întâmplă aici, că se întâmplă bine. Am întors ficăței. Știi ce lipsește? Ceapa, domnule, să fi fost așa cu niște ceapă, domnule. Acum nu mă zic, dar ar fi mers niște ceapă. Ideea e că nu știu dacă aș fi avut răbdare să stau să curăț în momentul în care am atâtea de... Că m-am apucat de tocat una alta. Te-am lăsat pe tine să vorbești acolo și am profitat de ocazie și mi-am făcut aici treaba pe fundal. Pentru că vă spun sincer, în momentul când știi că ai o masă pe zi și mai ales când ai aștepta mai mult decât trebuie să iei acea masă, nu mai ai răbdare și dacă ar putea lucrurile să fie deja gătite pentru tine, ar fi perfect. Dar vedeți voi, nu se poate acest lucru și atunci uneori vrei să le faci cam repede pe toate. Nu știu dacă ați observat minunatul meu șervet, că v-am spus că ușor, ușor așa încerc să aduc toamna în această casă, pentru că deja s-a făcut extraordinar de frig. Înțeles că a venit nu știu ce curent arctic. Mă aștept să fie și mai frig. Am înțeles că o să scadă drastic temperaturile. Dar știți cum e. Eu nu mă supăr. Tocmai îmi cumpărasem niște hăinuțe așa mai de vară. Nu știu ce mi-a venit. Am făcut niște shopping din ăsta impulsiv. Găsim noi cum și ce fel să facem cu ele. Acestea sunt frunzele pe care le voi pune aici în salata mea. Aolo, dar trebuia să-mi aleg și eu. Ficatul s-a supărat. Asta nu-mi place și mie la ficat, când face chestia asta, face pe interesantul. Și mie nu-mi plac oamenii și ficații care și ies din noastră. Dacă tu mănânci salata asta toată, da? Ești mare, dar eu nu cred. Crezi tu că e așa sens. Greu? E foarte multă, domnule, e foarte multă. Gândește-te că eu am avut o salată cât asta ieri la cârciumă și am avut dificultăți să o termin. Da, ți-a plăcut? Și n-avea avocado, da. Și n-au fost decât frunze, literalmente n-au fost decât rochet și roșii sherry, câteva roșii sherry. Mă uitam pe YouTube la niște vloggeri din ăștia de travel care mergeau pe undeva, prin Asia, mergeau și am văzut că, domnule, la un moment dat, aveau de ales mâncare din asta stradală. Băi, și făceau unii niște ficăței acolo. Arătau într-un mare fel. Bineînțeles, au ocolit frumos taraba cu ficăței și au intrat în Mac. Preferințe. Nu mă bag. Adevărul că Mac versus ficăței... Nu, no, niciodată. Bun, și dacă tot sunt aici, sar dintr-un alt ranta, că așa e felul meu și voiam să vă spun că am văzut unul dintre comentariile pe care le-ați lăsat la vlogurile anterioare, care mă întreba dacă lucrez în același timp, bănuiesc cu acest program de îngrijire personală sau în general, dacă lucrez. Da, eu lucrez. În momentul în care mi-am dat demisia de la compania la care lucram anterior, imediat am și intrat înapoi în muncă, n-am avut pauză deloc și mă bucur foarte mult că a fost așa, pentru că am făcut o alegere foarte bună la jobul la care sunt acum, sunt foarte mulțumită. Pe lângă faptul că faci jobul de zi cu zi și îți vine salariu, care bineînțeles asta este satisfacție în sine. Învăț foarte mult pentru că în fiecare zi apare ceva nou prin care am trecut prin cărți, unele pe care nici măcar nu le-am învățat încă prin intermediul cărților, adică sunt expusă continuu, exact ceea ce îmi doream și motivul pentru care mi-am și dat demisia de la compania anterioară. Lipsa de expunere de la compania anterioară mă făcea să cred că sunt blocată într-un singur loc, iar aici nu se mai întâmplă același lucru. Managerul meu este un mentor adevărat și pentru asta mă bucur foarte tare. Ca să răspund la întrebare, lucrez în bucătărie, mă vedeți de obicei chiar în pauzele de prânz, am o oră pauză de prânz și profit, că pică extraordinar de bine pentru felul în care vreau să desfășor eu acest program. Tot în acel mesaj mi se cerea să vorbesc un pic despre schimbarea domeniului de activitate, reprofilare profesională. Trebuie să menționez că, nu știu dacă avea legătură cu dacă lucrez sau nu, eu nu m-am reprofilat, tot în finanțe lucrez, dar reprofilarea mea s-a făcut acum vreo 5-6 ani, în momentul când am trecut din sales, ce făceam înainte, în finanțe, iar a fost foarte simplă reprofilarea mea. M-a găsit prima mea manageră în finanțe, a zis, tu ești, vină încoace, te ia, uite aici oceanul, zdup,
acum în noată. Cam așa a fost reprofilarea mea. Habar n-aveam de niciunele în ceea ce privește finanțele. A fost și o nebunie din partea mea, pentru că am avut de ales între trei joburi. Unul era pentru asistenta directorului de marketing, celălalt era pentru să lucrez tot în ce mai făcusem, vreo 6-7 luni lucrasem ca IT assistant. Al treilea era finance assistant. Știi că ar fi bine, uite, am un loc aici la mine în celulă, cum s-ar spune. Nu vrei să vii să facem finanțe împreună? Și eu i-am spus, doamnă, domnișoară, cum sunteți? Vă înțeleg, dar eu sunt puțin nefinanțe, eu vin de pe altele. Da, vrei să înveți? Asta a fost întrebarea. Și eu i-am spus, da. Vrei să înveți pentru că am nevoie de cineva pe care să iau sub aripa mea, propriu zis, să-l învăț să facă ce am eu nevoie aici, în acest birou și pas cu pas să progreseze în sensul ăsta. Și eu când am auzit asta, pentru mine a fost, ăsta este cel mai neplictisitor lucru pe care pot să-l fac. Să înveți și ceva nou, să fii plătit pentru asta, exact. Să aibă și lumea răbdare cu tine, paradis. Și atunci am zis da. Cumva brusc celelalte două au devenit redundante, nu mă mai interesau deloc. În momentul în care am spus da, am simțit așa că realmente încep un nou capitol, nu știam ce mă frige aici, încep un nou capitol și am zis bun, hai să haidem. Am început jobul și la vreo 3 luni distanță, paradoxal, când eram eu studentă și chiar și mai înainte în liceu, uram 3 lucruri. Să nu voiam să lucrez cu bani. Al doilea lucru care nu mi-a plăcut toată viața și se vede de altfel, era sportul. Și cât eram în liceu, uram cu patimă și asta grație, că pot să spun asta într-un mod ironic așa, profesorilor buni pe care i-am avut, uram engleza. Și atunci eu m-am nimerit în acest nou capitol al vieții mele, lucrând în Anglia, și ce să vezi, vorbind engleză, lucrând pentru o companie care face articole de sport și care este foarte implicată în tot ce înseamnă lumea powerliftingului, de sport bifat, engleză bifat și, ce să vezi, lucram în finanțe, cu numere și implicit bani. Deci am bifat toate cele trei lucruri, știi cum e în viață, nu e chiar cum îți dorești, e cum ți se mai așează uneori și s-a așezat foarte bine și la vreo 3 luni distanță, după ce am prins eu cum merg lucrurile și am văzut că îmi place, paradoxal eram, aveam o criză existențială. Cum de îmi place? Adică ce se întâmplă? Și mi-am dat seama că îmi place pentru că lucrurile sunt strict la obiect, este o chestiune mai mult de strategie decât de matematică, eu eram foarte speriată de matematică, este multă strategie și numerele îți vorbesc, spre deosebire de oameni care se mai pot ascunde aici, colo. Da, numerele nu vorbesc, numerele sunt entități abstracte. Ai fi surprins, îți vorbesc între ghilimele. Și atunci m-am dus la managerea mea și i-am spus, dom'le, bun, cu învățat, am învățat ce e de făcut pe aici, ce pot să fac mai mult? Zic, cum mă pot realmente cumva și certifica în domeniul ăsta, că nu vreau să mă simt ca un impostor. Și i-am spus, a, bun, dacă vrei să începi, uite, poți să începi cu AT, începe cu level 2, pentru că, na, dacă ai făcut filozofie, filozof nu prea angajează nimeni. Începe și tu de la bază, ca să știi. Și chiar îmi doream să încep de la bază, ca să știu că n-am sărit pași. În momentul în care lucrezi într-un domeniu ca acesta, trebuie să fii foarte responsabil și să crești responsabil. Nu să sari, să te bucuri. A, mi-a dat titlul ăsta, tu habar n-ai ce faci, dar tu te bucuri. Pentru că la un moment dat, în poziții mult mai înalte, s-ar putea să te pui la un risc și nu e ok. Și să-i pui pe alții la risc și iarăși nu e ok. Și am început cu AT-ul, am continuat, acum continui cu SIMA, lucrez, am evoluat, am fost în primă instanță finance assistant. După 2 ani jumate de lucrat ca finance assistant, m-am angajat la compania la care am lucrat înainte de acest job pe care l-am acum și am fost în primă instanță finance clerk, după care am fost promovată ca finance officer și ulterior m-am axat pe un domeniu care mi-a plăcut foarte mult și practic nevoia lor de bază în acea companie, am devenit billing manager. Mi-am dat eu seama că da, chiar dacă îmi place acest domeniu foarte mult, este unul strâmt, este doar o particularitate și mi-am dat seama că pierd din vedere multe aspecte pe care le învăț în cărți, dar nu știu să le aplic în realitate. Și atunci am zis, bun, nu pot să stau în acest colțișor confortabil, oricât de mult mi-ar plăcea și cât de mult îmi plăcea și echipa, trebuie să schimb cumva ca să am o poziție care să aibă expunere la tot ce înseamnă management, accounting. În momentul de față e mainly contabilitate ce fac,
Dar cu o expunere foarte mare către finance, înțeles ca tot ce înseamnă strategie, tot ce înseamnă partea, chiar și partea de operations, pentru că acum asta sunt financial operations specialist și atunci trebuie să mă uit și către partea de strategie și către partea de management accounting, am în mână încă și partea de credit control, sunt expusă și la tot felul de rapoarte pe care se fac către directori, către investitori. Deci e foarte bine din poziția asta pentru că ești expusă la foarte multe lucruri, capăt un pic de experiență pe care oricum o făceam cumva și în jobul anterior pe partea asta de operations, legătura dintre echipe, trebuie să mă duc aici colo între departamente. La un moment dat mi-a stat gândul un pic și la partea asta de project manager, dar pe partea de proiecte de ce au în vedere finanțe, contabilitate, tot ce înseamnă partea asta operations a companiei. Și mi-a plăcut cumva și m-am gândit un pic, poate, dar știți cum e, într-un mediu în care și înveți și mergi la serviciu, dacă apuc să fac 100 de lucruri și toate proaste, mai bine rămân cum sunt, termin ce am făcut și după aia, dacă vreau mai departe, mă reorientez și către alte multe meleaguri. Eu acum mi-am dat seama că am uitat de ficat și rotorul. Aici sunt bețișoarele mele, astea-s gata, da, bun. Auzi, am făcut o greșeală cu bețișoarele tale. Ce greșeală? Să-ți o mărturisesc înainte să te scot din ce ai tu de făcut. Am adăugat puțină sare și mi-am dat seama prea târziu. Acum am spui tu dacă e bine ta sau dacă e rău. Nu o fi chiar așa rău. Așa cum știți, eu foarte subțire cu sare, către deloc, cel puțin nu adăugată. Nu și astăzi, pentru că Delia s-a gândit să îmi pună sare în bețișoarele mele favorite. Domnule, asparagusul ăsta, sparanghelul, este extraordinar, îmi place foarte mult. Dar să știți că nu am doar sparanghel, am și o salată, dar nu doar pătrunjel simplă. Aici am pătrunjel creț, cum îl numesc ei. N-am găsit iarăși din ăla drept, normal, și atunci o să fac o salată de pătrunjel cu, din această legătură minunată de busuioc, o să folosesc probabil 6-7-10 frunze pentru a adăuga în salată. Haideți că se combină bine de o masă, dar o secundă, imediat vă prezintă Delia tot ce avem astăzi la masă. Așadar, avem aici masa de astăzi, salata mea care arată genial și abia aștept să o devorez. Ficăței i-am făcut, sunt gata, Doru deja și-a pus o porție aici. Și-a pus porția lângă minunatul sparanghel și și-a făcut și o salată de pătrunjel cu busuioc. Vreau să vă spun că miroase aici super italianesc. Iar eu astăzi am optat pentru niște smântână în loc de iaurt. De ce smântână și nu iaurt? Că e mai fină, așa, și aveam poftă pentru că îmi place, e mai grasă, mai fină, e altfel și chiar vreau să mănânc un pic așa, să văd cum e alături de salată. Se anunță o poftă de prăjitură, așa. Nu, domnule, nicio prăjitură, am zis că facem asta, facem până la capăt și, apropo, toți cei care v-ați apucat de orice, nu neapărat în domeniul acesta al mâncării, că v-ați apucat să faceți sport sau că vă mișcați mai mult în timpul zilei, ați ales să începeți să cântați în sfârșit la pian, nu dau nume, sau că citiți, să zicem că închideți naibii calculatorul ăla la când trebuie, la ora la care se termina programul și nu ziceți, hai mai stau un pic că o să rezolv și pasta. Orice inițiativă pe care ați luat-o și vă țineți de ea până în ziua aceasta 11, că se spune că ai nevoie de 8 zile, nu? Ca să intri ceva într-un, genul, da. Într-un rutină, habit, da. Așa? Vă felicităm și ne bucurăm foarte mult și să mergem până la capăt, zic, în acest program de îngrijire personală, acest trademark Doru și Delia. Și cu astea fiind spuse... Gata, ne vedem mâine! Pa! Pa.